Baccarat este noul concept de restaurant creat de un antreprenor din Drobeta Turnu Severin. Acesta se află chiar în centrul orașului și animează zona prin diversitatea stilului abordat. Baccarat readuce la viață un spațiu ce fusese uitat în ultima vreme și oferă un plus de culoare centrului Severinului. Baccarat este un nou restaurant ce are la bază un concept inovator. Acesta face parte dintr-un proiect menit să dezvolte centrul Severinului, dar și să creeze locuri de muncă. Baccarat este și despre finețe și bun gust. Terasa este perfectă pentru seriile de vară, unde poate fi savurată o băutură fină și răcoritoare. Doamne ajută, Doamne să, ajută să fie un ceas bun! Succes! Mulțumim pentru tot sprijinul acordat și să dăm pe să facem un oraș frumos și în tot oraș așa cum este în centru acum. Se arată așa cum arată. Se arată cum arată acum în centru. Putem să ne mândrim cu ceea ce înseamnă centrul orașului Drobeta Turnu Severin acum. Restaurantul a fost conceput de către un antreprenor severinan care ocupă și funcția de consilier local. Este a doua locație în centrul orașului pe care o facem în decurs de 10 ani. Acum 10 ani de zile am făcut Queens-ul. Apoi am sperat foarte mult că vom reuși să revitalizăm acest loc care de 20 de ani stătea neexploatat. Este păcat de arhitectura deosebită a lui și de poziția pe care o avea, ca să nu îl punem în circuitul turistic și, bineînțeles, de distracție al orașului, pentru că dacă nu avem foarte multe posibilități de a aduce foarte mari investitori aici, măcar să fim la înălțime din punct de vedere al distracției și din punct de vedere al tinerilor care, sigur, caută tot timpul să își petreacă timpul liber într-un mod mai plăcut. Sperăm să reprezinte un reper pentru turism. E zona centrală, după cum știți și dumneavoastră, în toate orașele mari, zonele centrale arată așa cum arată în acest moment și la Turnu Severin. Vin turiști, doresc să mănânce, să se simtă bine și avem nevoie de astfel de locații. Eu îi urez succes domnului Edi Coller, care este și consilier local. Nu e un lucru ușor, e destul de dificil, dar sunt convins că prin seriozitate, prin implicare, lucrurile vor merge bine. Eduard Coller este un antreprenor ambițios care a readus la viață și zona fostului motel din Gura Văii. De asemenea, tot în centrul Severinului, administrează o cafenea de mai bine de 10 ani.